Și am adus în prima audiție, în piața Comunei Tulcoaia, în fața dumneavoastră, actori, cântăreți și tot ce ține de un program frumos și adevărat, care să vă încânte pe parcursul acestei zile. Declarăm deschis festivitatea, festivalul nostru, și vă dorim să aveți parte de lucruri frumoase. Asociația Culturală Tomis din Constanța și vă salutăm, dragi prieteni ai noștri din localitatea Tulcoaia. Legat de istoria cetății Tresmis, un capitol important a fost inaugurat în timpul domniei lui Traian, să zicem în jurul anului 100 după Hristos, când aici a fost încartiruită legiunea 5-a Macedonica. Mare unitate militară care a staționat aici până în anul 167 după Hristos, când a fost dislocată în Dacia, la Potaisa, Turda de azi. Dar prezența acestei mari unități aici a influențat pozitiv dezvoltarea așezării, care în anii aceluiași împărat Marcus Aurelius, când avea să fie și retrasă de aici, Tresmis, care a devenit municipiu, a fost ridicată la rangul de municipiu, deci a fost un oraș important. Încerc să reproduc o brățară cu un lup dacic. Durează cam în jur de o oră, o oră și jumătate până la finalizare. Una finalizată ar arăta ceva de genul. Care este materia primă? Pe ce o faci? Pe piele? Piele de vită tăbăcit vegetal. Și totul este făcut 100% manual. Principiul este se udă pielea, se crestează și apoi se bate cu dălți pentru a rămâne o formă ieșită în relief. Se vopsește și se aplică un lac pentru a face pielea impermeabilă și să strălucească un pic. Ce aduce această nouă ediție a festivalului și ce ați pregătit pentru localnici? Anul trecut a fost o ediție, practic a fost pionierat pentru noi. S-a desfășurat undeva în zona cetății Tresmis. Lucrurile au decurs foarte frumos. După festival au fost multe cuvinte de laudă la adresa a ceea ce noi ne-am dorit să facem în acel moment. Anul acesta ne-am propus să facem lucruri mult mai lărgite din punct de vedere cultural. Am invitat o serie întreagă de artiști, legați în același timp și de acțiunea istorică care ne o conferă cetatea Tresmis. Urmărim în același timp să dezvoltăm și activitatea turistică în zonă, pentru că cetatea Tresmis este punct de atracție pentru ceea ce înseamnă turismul în localitatea Tulcoaia și nu numai, vorbim de Dobrogea, ca regiune. Ne dorim să decurgă frumos, normal, să aibă un viitor frumos, să coaguleze, practic, istoria cu prezentul. Care sunt artiștii care ne vor onora astăzi cu prezența? Ne-am propus să aducem numai artiști care să ofere celor care participă la festival o muzică curată,
fără CD-uri, fără negative, fără să cânte live și cu instrumente. Avem un artist de seamă a României, e vorba de Marcel Pavel. Ne-am arătat clar intenția, numai dacă ne cântă muzică cu instrumente și cu o voce superbă ca a dânsului. Este acest festival ceva care poate să meargă mai departe? Aveți în vedere și alte ediții pentru acest festival? Asta ne dorim, pentru că Ziua Comunei o face fiecare localitate. Ceea ce facem noi vrem să fie ceva deosebit. Adică promovăm și istoria și cultura în același timp.